Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara, oferă prietenilor ei de toate vârstele manifestarea culturală Noaptea Bibliotecilor, aflată în acest an la cea de-a 13-a ediție. Porțile bibliotecii se vor deschide în seara zilei de sâmbătă, 21 septembrie, la ora 18, și tuturor oaspeților instituției le vor fi propuse programe artistice și de divertisment variat și atractiv, precum teatru, dans, muzică, lectură, expoziții și multe alte surprize. În deschiderea programului, pe scena amenajată în curtea Consiliului Județean Hunedoara, cei mici vor putea savura dramatizarea celebrului roman Cartea Junglei, pusă în scenă de talentata trupa teatrului de Sârbu din Petroșani. Copiilor li se adresează și următorul punct din program: robotică și noi tehnologii, la sala de lectură a bibliotecii, unde cei mici vor fi inițiați teoretic și practic în universul roboților, domeniu nou și de mare impact în zilele noastre. Cei mici se vor bucura pe toată durata serii de jocuri și surprize sub genericul Biblioland, pe care le vor afla în curtea Consiliului Județean Hunedoara. Tobogane gonflabile, modelaj de baloane, vată de zahăr, fotografii la minut, pictură pe față, care toate vor bucura zecile de copii pe care îi așteptăm cu drag. Pe tot parcursul evenimentului, utilizatorii se vor putea înscrie gratuit la bibliotecă, a transmis Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene. Momentul culminant va fi recitalul îndrăgitei soliste de muzică ușoară, Andra, nume care este celebru în lumea iubitorilor de muzică de bună calitate. Ca și în alți ani, se va face vizitarea ghidată a secțiilor bibliotecii. Vizitatorii vor face cunoștință cu drumul parcurs de carte de la achiziție până când ajunge în mâna cititorului. Vor cunoaște secțiile, vor sta de vorbă cu bibliotecarii, care îi vor purta în minunata lume a cărților.